Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars, fraților. De data asta o să discutăm despre o chestie foarte, foarte interesantă. Am mai amintit-o într-un clip mai vechi cu Brawl Stars, dar astăzi am făcut eu o mică analogie, mă rog, am văzut și la altcineva chestia asta și bă, m-am gândit că poate așa este și o să vorbim imediat despre acest lucru foarte important. Dar până a începe să vorbim, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like, să strângem multe, multe like-uri la ultimul episod. N-am zis deloc să dea lumea like, gen să dați like, și s-au strâns undeva la 3000 de like-uri și aproape 100.000 de vizualizări. Vreau de data asta să-mi strângem mai multe like-uri, pentru că data trecută au fost destul de puține față de numărul de vizualizări, dar de data asta vreau să lăsați acolo un like. 3 secunde durează și din full screen, lăsați un like și aia a fost. O să discutem imediat despre chestia aia, dar vreau să vă spun că am făcut și un clan al abonaților, să-i spunem așa. Dacă voi căutați aici unde este aici la where, la social, la club, și căutați la search for clubs, căutați Ratonii cu 2 de I și căutați pe cea mai mare, hai să vedem, undeva cu 70, vedeți, este pe locul 15 cu 71 din 100, mă rog, o să fie 100 din 100 probabil când postez videoclipul, și are undeva la 300.000 de trofee, cam ăsta este clanul. Trebuie să fac și descrierea zilele acestea. Uite, vedeți și club tag-ul dacă vreți să intrați. O să pun și o limită. Cam asta este, acesta este clanul. Vreau să-l urc cât mai sus în top România. În momentul de față suntem undeva pe locul 98. Am scăzut. Eram pe locul 31, fraților, pe locul 31 și am scăzut foarte, foarte mult. Limita o să fie undeva la 4500 de trofee, cât am și eu totuși, adică eu care am puține. Mă rog, mie mi se par ok, nu sunt nici foarte, foarte puține, nu sunt nici foarte multe. Hai să intrăm aici la club, îi dăm și o setare de 4500, sunt deja acolo. Bă, ați putea să schimb și chestia asta foarte, foarte rapid, ca să știți și voi. O spună coronița albastră, arată destul de interesant coronița albastră și vă aștept în clan. Câteodată mai joc cu cei din clan. Acum vreau să vorbim despre o chestie foarte interesantă. Ei bine, țineți minte voi că am vorbit în episodul cu 6 secrete despre Brawl Stars. Am vorbit despre o chestie foarte interesantă, despre cum Pam este mama lui Jesse. Cum ne-am dat seama de chestia asta? Păi este foarte simplu, vedeți că culoarea părului este roșcat. Deci vedeți că este roșcată Pam. Și totodată Piper, Jesse, care este mult mai mică decât Pam, logic, așa arată, că este mult mai mică, este un copil, Pam este o femeie adultă, să-i spunem așa. Are aceeași culoare a părului, este tot roșcat. Înainte Pam se numea Mama Jay, care venea de la mama lui Jesse, și așa s-au legat, astea două sunt o familie. Ok, ăștia sunt primii doi membri. Vedeți că are părul roșcat, altă chestie nu mai am ce să mai arăt. Amândouă au turețică, gen fiecare are turețica ei, și cam atâta pot să zic momentan. Vedeți că și Pam are părul roșcat și are și turețica aia, voiam să vă arăt. Acum, cine mai are părul roșcat din acest joc? Am zis eu că este o presupunere că și Colt este membrul familiei. Hai să vedem cine mai are părul roșcat din acest joc. Ei bine, nimeni în afară de Colt. Pentru că Colt, la fel ca și Jesse, arată foarte mic, gen nu arată foarte, foarte matur. Uite, de exemplu, Pam arată mult mai matur. Nu putem să zicem că sunt soț și soție. Se presupune că fratele lui Jesse este Colt. Da, ați auzit bine, pentru că toți trei au părul roșcat. Și acum, probabil că mulți dintre voi se întreabă cine este tatăl. Ei bine, din toți brawlerii ăștia, a făcut și Eclipse un video de genul și mi s-a părut interesant pentru că am menționat într-un clip mai vechi. Ei bine, dacă ne uităm noi la Colt, are niște perciuni. Vedeți că are perciunea aceea roșii, da? Are niște perciuni pe care de obicei perciunii moștenești de la tată. Și dacă ne uităm noi foarte, foarte frumos, ce brawler din joc mai are perciuni? Deci perciuni. Este Bull. Este Bull, singurul cu perciuni din joc, da? Cu skin-ul default. Mai e și chestia asta, care skin-ul acesta care nu are perciuni, are barba așa șmecheroasă.
Este Bull cu skinul default și vedeți că are perciunii exact ca și Cole, dacă puteți observa. Dar nu are părul rușcat și nu este nimeni, nu este sigur nimica. Totul este o presupunere, că sunt multe posturi pe Reddit la fel, că Bull este tatăl lui Jesse și al lui Cole și adică soțul lui Pam. Deci vedeți aici tată-fiu unul lângă altul și mai jos avem și pe soție și pe Jesse. Da, e o chestie foarte interesantă. Rest, nu știu dacă mai sunt alte conexiuni între caractere. Dacă ați mai văzut voi vreun secret foarte interesant, lăsați-mi-l în comentarii, pentru că citesc comentariile și las acolo o inimioară de fiecare dată când citesc comentariul. De obicei cam așa fac când citesc comentariul. Păi, o chestie foarte interesantă, mie mi se pare o chestie interesantă. Știi că au făcut niște conexiuni între brawler, să nu fie așa monoton. Bă, mie îmi place foarte mult de Pam, îmi place și de Colt. Colt e puțin mai greu de jucat, chiar dacă am rank 15 pe el. Vezi că am făcut la 4. Doamne, la 6, rank 15 în momentul de față. Chiar dacă este mai greu de jucat Colt, stai că se vede mouse-ul, foarte aiurea. Pam mi se pare mai OP și mai ales heal-ul ăla. Și o să-i dăm și upgrade-ul Pam, de ce nu. O să deschidem și niște chesturi acum. Am strâns 5 chesturi. Am mai deschis, dar am rămas doar cu 5 puncte pentru Dynamite și un Tiketos. Hai să vedem, n-am mare așteptări din atât de puține. Dar... bănuții sunt bineveniți oricând. Ia să vedem, bă, Dynamite în continuu. Și de Jesse, vorbeam de Jesse. Și Jesse la ușă, cred că o să mai putem deschide încă un chest după asta. Ia să vedem și Daryl și Rico. Și ultimul chest, Dynamite și Frank, bă, ne-au picat la puncte pe Dynamite. Ok, am terminat cu povestea asta, cu povestea familiei. Hai să jucăm și un meci cu Pam. Ideea e că vreau să aduc pe Pam la rank 15. Ea e următoarea, să zicem așa. Ea și Nita le iau în ordine. O să iau așa brawlerii în ordine, pentru că așa se face cel mai rapid trofee. Și vreau să scrieți în comentarii dacă voi vreți să fac un tutorial cum să faceți trofee rapid. Cum să faceți trofee eficient, să-i spunem așa. Gen să faceți în cea mai rapidă metodă posibilă. Pentru că există și o metodă mai grea și mai nerapidă, dacă putem să spunem, nu așa de rapidă. Avem aici un mare El Primo. Bă, nu prea joc foarte bine pentru că nu mă concentrez aici și... poate că ar trebui să fac chestia asta. Uite, de exemplu. Oh, salut! Salut, domnul Daryl. Mulțumesc foarte mult. Avem acolo și un Rico. Mai suntem 8. Îmi place harta asta. Deci chiar nu-mi place harta asta. E una dintre cele mai nașpa hărți de la Showdown. Și știu, Pam nu se joacă la Showdown, dar mie îmi place. Ok, am ieșit din tufă ca un prost low. Mai sunt 6, deci putem să... să ieșim pe pozitiv. Mai sunt 5, mai ieșim pe pozitiv, clar. Nu trebuia să ies din tufă, dar acum Rico nu prea are ce să-mi facă. O să fie pușat de zonă. Ok, mai vine un Rico, super tare. Deci asta era dorința mea. Am și lag foarte tare, o să moară ăla. Sau nu, mulțumesc foarte mult. Ok, hai să dăm heal. Oh shit, oh shit. Serios, m-a luat chestia aia, credeam. Deci m-am dus special în gaz ca să nu mă atingă. Cu Jesse n-am mai jucat de foarte mult timp, deci nici n-am idee de când am mai jucat cu Jesse, pentru că am adus-o pe la rank 13-12, ceva de genul, și după aia efectiv nu am mai jucat cu ea. Hai să vedem, e foarte OP Jesse la clear, dacă puteți observa că dă în toate boxurile aici și ne-am luat foarte rapid. Avem un Pam, avem un Boo, am putea să încercăm să ne batem, dar nu e cea mai bună idee, pentru că bune, fucking omoar. Avem aici o bătălie strânsă, să vedem. Putem să dăm în foarte multe chestii. Avem și o Nita foarte furioasă aici. Putem să dăm și multe chestii. Asta e avantajul nostru. Uite, de exemplu, și l-a pus pe Pedobear. Și pot să dau și în el și Nita acolo. Mijloc pe aici. Vreau să zic că mijloc pe aici. M-am urât, tati. Mijloc pe aici de obicei e un Bull. De asta voiam să zic și m-am urât un Bull. Deci cel mai riscant pe harta asta mi se pare să joci cu Shelly sau cu Bull. Efectiv, e foarte greu, pentru că dacă te duci în mijloc, ceea ce e normal să mergi cu Bull sau cu Shelly, dacă te duci în mijloc, ai o șansă foarte mare să te prindă toți, efectiv toată lumea să vină pe tine. Am pățit chestia asta de vreo 3-4 ori.
Ia să vedem. Avem aici un Dynamite care mă enervează foarte tare și care o să moară. Știam eu că o să moară. Avem 4 energie. E destul de mult. Nu știu dacă are rost să mai merg în mijloc. Și o să rămân aici mai safe de data asta. E bătaie mare aici. O să-i lasă să se bată, pentru că sunt 2 leon. Fucking 2 leon. Și pe ăsta dacă vine aici, puteam să-l iau foarte ușor. Poziție. Ok, îmi pare rău. Îmi pare rău că am făcut chestia asta. N-am vrut bull. Bull, el primul. Erau doi. Erau doi. Cum îl cheau? Leon. Doi leon. Și n-am avut ce să-i fac, frate, pentru că erau team. Fucking team leon. Și mă enervează când sunt doi de aceeași chestie. De exemplu, am dat de echipă de 3 de Dynamite, care erau atât de toxici. Doamne, deci te spamau în continuu, n-aveai ce să faci. Hai să jucăm cu toată familia. Acum o să băgăm și un meci cu Colt ca să fie așa, familia completă. Nu. Nu-mi place cum arată asta. Ok, o să-și dea ulta pe mine. Eram sigur. De ce faci de-astea? Am ieșit pe locul 4. E ok, dar uitați-vă ce bulangiu e, bull. Ce se bagă el pe mine. Am făcut două trofee, totuși nu e atât de rău. Fraților, cam asta ar fi cu episodul. Sper că a plăcut. Văd că nu se mai mișcă nici cel mai genial în momentul de față. Sper că a plăcut acest episod. Dacă mai vreți să facem episoade de genul cu gen teorii și chestii de genul, lăsați-mi și în comentarii și lăsați și un like. Aveți Instagramul meu în dreapta acolo. Dați-mi și un follow. Eu am fost Sinner și ne revedem data viitoare. Pa, pa.